Este dezastru pe plajele din sudul litoralului, surpate pe suprafețe mari din cauza inundațiilor din weekend. În Eforie și Costinești, faleza a luat-o la vale, iar în Olimp, malurile s-au prăbușit pe plaja refăcută. Ina Popescu este pe plaja din Olimp și vine cu detalii. Ina, te ascultăm. Bună ziua, Diana, bun găsit tuturor! Malurile de pământ îmbibate cu apă în urma ploilor aduse de ciclonul format pe mare în weekend au început să se prăbușească. La Eforie, faleza a căzut pe plajă, la fel și la Costinești. Noi suntem acum pe plaja din Olimp, unde malul de pământ pe care îl vedeți s-a rupt și bucăți din el se prăbușesc aici pe plajă. Sunt foarte multe hoteluri în zonă, dar și clădiri în construcție. Până acum niciuna nu a fost afectată, dar se vor face și expertize care vor stabili care este situația. Pe de altă parte, autoritățile nu au luat măsuri pentru consolidarea acestor maluri, care sunt îmbibate cu apă după ce pe litoral au căzut 234 de litri pe metru pătrat în doar 2 ore.